Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, evident în studioul Capital TV, televiziunea pe bune. Invitatul nostru de astăzi, într-o zi de sărbătoare, în care mulți își aniversează ziua de nume, este domnul deputat Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara. Bună ziua, domnule deputat, bun venit în studioul Capital TV. Să vă rog să fiți atent la microfon din fața mea, să nu-l atingeți, da. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit, sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor. Cu ocazia Sfântului Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, fost general roman de origine greacă, cel care nu și-a lepădat credința și a suferit absolut toate pedepsele de la acea vreme, vreau să îi aduc și eu un omagiu acestui mare sfânt și să urez tuturor, mai mult decât atât, sănătate, fericire tuturor celor care astăzi poartă numele Sfântului Mucenic Gheorghe, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei, și să le dea Dumnezeu sănătate și numai bine. La ce ați făcut, v-ați pregătit cu Sfântul Gheorghe? Pentru Sfântul Gheorghe v-am chemat, mă rog, dacă contează, treaba asta este asta. Din suflet, da. Citesc de obicei tot ceea ce înseamnă viața monahală, tot ceea ce înseamnă viața sfinților. E o pasiune de-a mea mai veche, așa că mulțumesc mult că mi-ați dat ocazia să-mi exprim gândurile bune față de ceea ce înseamnă credință și Dumnezeu și ucenicii lui Dumnezeu. Să creșteți mare și spun lucrul ăsta nu la modul pe... Am crescut suficient de mare, mulțumesc bunului Dumnezeu, dar să creșteți și mai mare, rog, pentru că... mai mare... Nu, două secunde să vă explic. Și aveți răbdare, nu vă grăbiți. Înainte de emisiune am apucat să de vorbă 3 minute în care ați pronunțat două cuvinte care mie mi-au produs așa un declic și atunci m-am folosit într-un fel de ceea ce mi-a spus înainte de emisiune, erați așa destul de supărat sau revoltat mai degrabă. S-a supărat probabil că e o oboseală așa acumulată. Nu, revoltat mai degrabă. Așa simțiți dumneavoastră. Da, vis-a-vis de anumite aspecte din politica românească și atunci am trimis celor din regie să titreze în timpul emisiunii Pubertatea politică dăunează vieții românilor. Da, asta v-a spus și dumneavoastră. Și de asta v-a spus să creșteți mare, să nu rămâneți la stadiul de puber politic. Dumneavoastră ați cam trecut de stadiul ăsta. Că iată, sunteți la al doilea mandat de deputat. Asta electoratul poate evalua și dumneavoastră presa și aveți al patrulea apărător al democrației, da, acolo, bun, luptătorii. Acum trebuie să ne scoatem și colții din... Evident. Din când în când și nu numai din când în când, dar să nu fim nici căței din aia care numai latră pe la colțuri și nu mușcă. Domnule Toma, hai să intrăm în subiect. Ne apropiem de Sfintele Sărbători de Paști. Toată lumea spune să fim mai buni, să fim mai iertători. Eu cred că trebuie să fim buni și iertători și nu știu cum în toată perioada anului, nu numai înaintea sărbătorilor de Paști, de Crăciun sau de Sfântul Gheorghe sau ce ori sfințe mai fi. Corect. Și în același timp, cred că, eu știu, chiar dacă se apropie sărbătorile, în același timp trebuie să avem și verticalitate și coloană și să spunem lucrurilor pe nume. Mi-ați spus că sunteți foarte nemulțumit de lucrurile care se întâmplă în sănătate, în ceea ce privește Planul Național de Reziliență. Mi-ați spus ceva și de o grevă. Mi-ați spus foarte multe lucruri pe care aș vrea să le discutăm împreună în această emisiune, atât cât timpul ne va permite. În continuare, sănătatea, COVID-ul și toate astea
sunt primul subiect. Din punctul meu de vedere, nu vreau să bagatelizez, nu sunt nici antivaccinare, nici anti-anti, dar ce să zic, parcă de un an și ceva mie mi-ajunge prima pagină COVID, prima pagină să facem, să dregem, să nu știu ce, și aș mai vrea fără și rezultate concrete. Fără rezultate concrete, asta e. Adică mi-aduc aminte... Fără informare, fără a veni cu programe concrete, indiferent dacă vrei să te vaccinezi sau nu vrei să te vaccinezi, dacă vrei să participi la viața socială, nu vrei, nu te întreabă nimeni, îți spune nu ai voie și gata. Și vă povestesc un lucru care pe mine m-a, nici nu știu, șocat, nu, cred că șocat e prea mult spus, m-a uimit așa. Din păcate, după foarte mulți ani de zile, am avut de curând nevoie de asistență medicală și m-am dus la urgență. A trebuit să aștept că era un anumit circuit cu COVID-ul, cu toate alea. Momentul în care pe ușa de la urgență iese un bolnav care am înțeles că era bolnav de COVID, testat pozitiv, care urma să fie transportat acasă, a fost transportat cu ambulanța fără nicio problemă. Dar oamenii nu mai erau îmbrăcați de pe ambulanță, nici în pinguini, nici în chestii de genul ăsta. Au dezinfectat un pic acolo ușa la ambulanță și toate alea. Am înțeles că urmează pe urmă ca ambulanța să fie dezinfectată, dar nu mai era nebunia aia de dinainte. Dacă vă faceți aminte, cu izolete, cu măști, cu pinguini, cu transpirant. Bine, era un început atunci al pandemiei, care nu știam exact da, ce domne, nu știam facem, de toate astea, n-au costat o căruță de bani, domne. Unde poate sunt izolatele alea? Poate că așa au trebuit, ca să coste. Dar izoletele alea, cât era o izoletă? 1700 de euro, cât erau izoletele? Nu știu exact, nu vreau să vorbesc. Știu. Unde sunt izoletele alea? Că am erau cât vreau ei la vremea respectivă. Păi, atâta costau. Deci, știi, și acum intră pe oameni, bă, oameni buni. Neprețuite. Eu vă respect pe dumneavoastră, dar nu vă e teamă acum că, uite, ni se spune că... Bine, nici probabil dus în extrema care mi-a povestit-o dumneavoastră, lucrurile nu sunt bune și trebuie respectate niște norme medicale, evident, pe care le știu specialiștii, le știu medicii. Eu cu dumneavoastră ne permitem doar să le discutăm, pentru da, că nu adică suntem specialiști în domeniu. Lansăm niște ipoteze sau ne punem niște întrebări în funcție de ceea ce vedem. Dar ar fi fost normal, mai ales ca și dumneavoastră, dacă i-ați văzut, eu n-am văzut așa ceva, dar e foarte posibil, nu vă contrazic, personalul medical să fi purtat atât tot ceea ce ar fi însemnat, protecție, costum de protecție, viziere, da, mască, să dezinfecteze și înainte și după toate lucrurile cu care au umblat și bolnavul la rândul lui ar fi trebuit băgat probabil, nu știu, zic și eu, într-un costum de genul ăla și cu mască și izolat față de, nu știu dacă de semenii lui trebuia, și avea contact direct de respirație cu persoane da, pe deci eu am fost pe lui care trecea de pe hol. La... Deci la 3 metri da, am fost mi se pare la 3 metri, nici măcar 3 metri nu erau. Pardon, dar asta e altă poveste. Este exact ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat și în Ministerul Sănătății. Vedeți dumneavoastră, la presiunea noastră, că nu mi-e jenă să o spun și chiar am semnat și eu și sunt mândru și colegii mei că am reușit să trimitem acasă cât de repede s-a putut un ministru neperformant în sănătate, ministrul Vlad Voiculescu, care se pare că n-avea nici viziune, n-avea niciun program concret, nu știa practic ce face de pe zi pe alta, lucra pompieristic, ați văzut zeci de spitale care în timpul scurtului mandat de 100 de zile au avut probleme, defecțiuni, au murit români acolo, că efectiv au murit da, români, dacă să fim tot sinceri. Asta afară, ne dă și nouă banii presiunea înapoi, pusă salariu, de presiunea de pusă de Partidul Social Democrat prin acea moțiune simplă de cenzură a doua, care n-a mai ajuns să fie discutată pentru că n-a mai avut obiect de activitate, Vlad Voiculescu dându-și demisia și îl felicit că și-a dat demisia pentru că a făcut un lucru bun pentru sănătatea românilor. Au forțat să-și dea, de fapt. Și, da, mă rog, sunt chestii politice, nu trebuie să ascundem sub preș toate aceste lucruri, dar a fost un lucru bun care s-a întâmplat și sper că de acum înainte lucrurile să aibă o altă turnantă înspre bine, spun eu. Și acum să revenim la ce v-am întrebat, că acum am venit. Da, să revenim, nicio problemă, vă rog. Ce nu faceți, domnule lege, dacă puneți un ministru, un guvern investit și, pe urmă, îl dați afară, îl revocă cineva din funcție? Să dea, domnule, banii înapoi care i-a încasat ca și salariu.
Da, ar fi o idee. Toate astea ar trebui trecute pe codul muncii, unde la nu, Ministerul Muncii și Protecției Sociale noi... avem alt ministru performant, Raluca Turcanu, care am înțeles că ieri a fost în Valea Jiului. A dat trei idei despre ce ar trebui să facă politicienii. Eu nu înțeleg pe doamna asta deloc. Adică tu dai trei idei despre ceea ce ar trebui să faci tu. Eu mă înțeleg doar când își șterge ochelarii. Ești la putere și vii cu idei și spui ce ar trebui să facă politicienii pentru viața unui grup de cetățeni dintr-o regiune a țării. În această speță discutăm despre Valea Jiului, despre care am discutat cu vârși îndesat. Spui să se dea ajutoare. Ce înseamnă ajutoare pentru trecere mai ușoară? Adică de la un om cu slujbă la un om fără slujbă, da? Acele ordonanțe de urgență prin care încasai niște bani și după aceea nu mai contează ce se întâmplă cu viața acelui om. Eu zic că mai bine acei bani ar fi folosiți în investiții în locuri de muncă și o tranziție rapidă și ușoară. Pe urmă, ideea a doua pe care am văzut că a enunțat-o doamna Raluca Turcanu a fost atragerea investitorilor în Valea Jiului. Păi cine îi oprește să nu atragă și să nu aducă investitorii în Valea Jiului? Sunt la putere, au majoritate, face parte din executiv. Care aud, nu neapărat de când păi sunt eu. Sunt jalnice ideile pe care le scoate în fața unui grup de oameni care ei pur și simplu așteaptă soluții concrete, pertinente, nu povești ce ar trebui să facem. Și ideea a treia, atragere de fonduri europene. Atragere de fonduri europene cu un guvern neperformant în a atrage fondurile europene și vreau să discutăm și de această idee cu fondurile europene și planul național, cum a spus noastră, de reziliență, cât mai pe concret, pentru că și acolo este vai și amar, este, nici nu am cuvinte să mă exprim, mi-este rușine și trebuie să-mi cenzurez cuvintele ce aș vrea să spun și despre acel minister. Să mergem mai departe. Păi, să începem cu sănătatea. Sănătatea. Ați văzut unde s-a ajuns. Suntem singura țară din... Dom'le, ceea ce remarc eu și o remarc cu tristețe este faptul că eu n-aud decât de bolnavi de COVID. Dom'le, dar de boli, alte boli mai există în lumea asta. Că sunt bolnavi care au nevoie de tratament pentru cronice, cancer. Boli... cancer. Institutele, cum se numesc, paliative sau de îngrijire paliativă. Parcă mi-ați citit mintea, exact aici am vrut să ajung. Singura țară, eu cred că sunt mai mult fără un de ministru decât, funcție la Ministerul Sănătății. Sunt singura țară, probabil, în pandemie care am trăit experiența asta. Că avem unul care prezintă și... chiloți și au fost delegate. De ce? Toată această lipsă de interes. Da, putem dezvolta și idei de genul ăsta. Eu vreau să vă spun ideile grele și grave care au gestionat până acum Ministerul Sănătății și au dus la moartea multor români. Haideți să fim sinceri. Multor români care au murit de COVID, care au murit de boli cronice care nu au putut fi tratate, care au murit de cancer, tot pe un fond de COVID sau pe, știu eu, un fond că nu au avut medicamente și locurile necesare unde se trateze, exprimă exact aceleași idei. Aceleași idei de nepăsare care acum în Ministerul Sănătății, probabil știți sau probabil nu știți, lipsesc medicamentele citostatice, inclusiv pentru copii. Deci inclusiv pentru copiii bolnavi de cancer, Doamne, dar în ce țară trăim? Discutăm unde sunt medicamentele despre... astea? De ce lipsesc? Nu au fost aprovizionate. Nu știu care este ideea. M-am gândit și pe această temă, aseară am auzit ideea și am citit despre aceste lucruri. O să fac interpelare. Totuși, de ce lipsesc medicamentele citostatice? Da, asta este o certitudine. Cine este o certitudine, evident. Centre, în țară, în general, tot. Da, peste tot. Și oamenii care fac tratamente cu citostatice nu pot să le fac. Astea sunt gratuite, parcă nu sau cum. Stați că am văzut și mai mult pe banda astăzi la televizor, mi-amintesc acum, revolta bolnavilor de cancer pentru că rămân fără medicamente citostatice. E într-adevăr atunci, este gravă criza, mai gravă decât o povestim noi aici. Dar să ne gândim în primul rând și la copii, să ne gândim la, indiferent ce bolnav care suferă de cancer, păi să ne ferească Dumnezeu, să nu știm niciodată ce este suferința asta, suferința respectivă. Dar e o suferință groaznică. Și să nu aibă nimeni grijă să-ți aducă un medicament. Suntem totuși în secolul 21, trăim o civilizație care, spunem noi, ne-a dus să fim într-un echilibru unul cu altul. Nu suntem așa. Nu vrem așa, să ne interesăm de semenii noștri. Cred așa. Un spital, la sfârșitul anului sau la începutul anului... Domnul Adi, vă rog să mă lăsați să vă spun. Știți că lipsesc fondurile la ATI și la UPU. Sunt lăsate aceste secții fără fonduri. Sunt întârzieri maxime la plata
serviciilor în spitale și a medicamentelor, probabil pentru că nu s-au făcut plățile de către Casa de Asigurări de Sănătate. Casele județene de asigurări? Nu, de, nu Casa Județeană, Casa Națională. Casa Națională. Casele județene răspund exact ordinilor Casei Naționale. Da, nu au fost plătite spitalele la Casa tine. Națională nu face către casele județene. Exact, și casele județene nu au de unde să facă către spitalele pe care le cordonează. Păi da, dar noi am plătit ceasul la... Și ce adică dacă ați plătit? Reținut. Contează viața românilor? Ați văzut dumneavoastră, contează viața românilor în ultima vreme? Nu. Că dacă eu ca angajator nu plătesc sau deturnez fondul respectiv, zic ăștia că fac evaziune fiscală și mă leagă. Sigur că da, sigur că da. Dar eu dacă i-am plătit Casei Naționale, taxele și l-am virat și ea nu virează către teritoriul ăsta, ce mai e? Indiferență totală și lipsă de viziune și de management. Nu management performant, lipsă de management total. Adică nu știi să administrezi problemele, nu știi să gestionezi problemele unei instituții, ceea ce este grav. Dacă nu știi, nu poți. Există și ideea, du-te și întreabă și cine o conduce? Nici mie îmi scapă numele, este un protejat al domnului fost ministru al Sănătății Vlad Voiculescu. Aceeași mărie, dar cu altă părere, deci probabil. Deci tot pe USR plus evident, chestiile astea. Păi cum, că ăștia știau ca oameni competenți și... Păi vedeți și dumneavoastră ce oameni competenți au, vedeți și dumneavoastră ce... Bine, nu i-am măsurat competențele, experiență și probitate profesională au, dar ce puteți, că vedeți dumneavoastră viața românilor, concret. Vedeți ce transparență maximă au, ați văzut, nu? Vedeți cum își implementează programele zero în toate domeniile. Văd că unul nu mai răspund la telefon după ce au ajuns deputați, asta văd. Vedeți, exact de aici vine și titlul emisiunii dumneavoastră. A spus că m-ați văzut supărat. Păi nu poți să supărat fii nici în cea mai bună formă când vezi că semenii de lângă tine nu o duc bine și tu ai soluții și ai putea să faci ceva și nu ești lăsat. E ceva de genul, știți cum se spune, jos labele, că ați văzut că foloseau această expresie. Vin și spun și eu și mă întind acolo la masă și spun, uite, asta ar fi ideea, jos labele, du-te, las, că acum noi suntem la guvernare, nu trebuie să veniți voi cu idei. Păi dacă nu știi și nu poți, este cea mai elementară chestie, întreabă, dacă nu reușești, roagă-te să te ajute cineva, nu poți să mergi în fața oamenilor cu ceva ce nu... Poți să exprimi și să implementezi în practică. Nu ești la guvernare doar ca să porți numele de ministru unui minister anume, de resort. Nu ești la guvernare doar ca să te mândrești că acum conduce noi țara, dar să o conduci spre un dezastru. Cam astea sunt ideile care, sincer, mă deranjează. Păi cum? Discutăm despre paturi la ATI cel puțin de vreo 3 luni, că trebuie suplimentate, că trebuie găsite fondurile, că nu știu ce. Acum se discută că erau 600 de paturi, 700. Citești o știre, vezi că sunt 800 de paturi, peste 3 zile aceea știre spune că sunt 750 de paturi. După aceea iar și ajung la 600 de paturi. Veneam spre studio într-o zi cu mașina și ascult radio știrile ăștia. Buletin de știri. Ministerul Sănătății a anunțat că va suplimenta numărul de paturi la ATI cu 6 paturi, 7 paturi, până în 14 paturi. Deci chestia asta mi-era prezentată ca o realizare extraordinară, domnule. Dar poate. Nici acele 6, 7, 14 paturi nu le-au realizat. Eu nu vă e ruși. Diferă, stai, domnule, puțin. Diferă mai, cifrele 7 paturi într-o țară de 18 milioane de locuitori. 7 paturi într-un spital, eu spun că vor fi fost. Nu sau știu. 14 nu, paturi. Nu, eu am înțeles că la ATI vorbeau. Domnule de ATI, Adrian Simeon, orice pat care ne ajute Dumnezeu să reușim să aducem fonduri și să dotăm ATI-ul cu încă un pat nou, pentru că alea sunt paturi speciale, știți și dumneavoastră, au aparatura specială. Dar ce pat de special ar fi, dați-l dracului de exact. Pat, doamne român, trebuie rapid rezolvate aceste cheltuieli. Soluții. Adică tai cheltuielile pe casa la un minister într-o lună întreagă, deci, și cumpăr un pat acolo, din ala. Pe sănătate, la ATI, problemele maxime sunt acele paturi speciale, care sunt speciale, dar nu sunt imposibil de rezolvat, de a achiziționa aceste paturi și a dota secțiile ATI și reutilarea cu instalații de oxigen noi. Vedeți că majoritatea nu au fost dimensionate. Păi infrastructură, dar nu e atât de greu să modifici o țeavă, să o faci conform stasului care se cere la ora actuală și să vezi, să dimensionezi, să acopere consumul de oxigen. Păi pentru da, că e greu, trebuie proiect, trebuie studiu, trebuie hârtie, aviz. Domnule Adrian Simeon, când mor oamenii, faci niște pași concreți, ok, nu poți face în 2-3 zile, dar în 2 luni deja puteai să faci. A, nu în 2 luni, într-un an, că e un an deja.
Eu am spus doar și în două luni puteai să faci dacă vrei. De un an nu mai discutăm, că la început n-au știut și acum, dacă știu mai multe despre COVID, tot la fel de puține lucruri. Și atunci, ca să revenim, faptul că această Casă Națională de Asigurări de Sănătate... Rămân spitale fără bani. Deci vă spun, nu mai este mult și rămân spitale, intră spitalele în faliment. Folosim un termen destul de grav, dar așa este. Destul de grav. Eu sper să nu se ajungă acolo. Păi v-am spus, am citit pe toate sursele, acest lucru este adevărat. Spitalele trebuie neapărat cât mai repede să-și primească banii. Altfel rămân fără bani. Ce înseamnă rămâi fără bani? Exact ce v-am spus, rămâi în faliment. Raluca Turcanu, că tot povesteam de marele ministru al muncii, ați văzut cum vrea să facă economii. Să taie sporurile medicilor, care... La urmă urmei, hai să fim sinceri și felicitări și le mulțumesc medicilor. Au fost cei care au fost în linia întâi și ne-au ajutat pe noi toți. Așa cum au putut și ei. Să mulțumească la Dumnezeu că sunt sănătoși și le doresc și eu multă sănătate în continuare. Dar nu poți să le tai sporurile. Măi frate, odată un spor acordat, eu zic că ar trebui și este evident, a fost acordat pe concret, pe documente solide. Acum mă gândesc că nu au sporuri de calculator. Nu, au 30% sporuri. Din acest 30% spor de periculozitate, că lucrăm mediu toxic, ca să fim sinceri, și mediu cu virus puternici care le pot distruge viața și în multe alte condiții grele. Ea vrea să le taie cel puțin 15%. Astea sunt ideile unui ministru al muncii care vrea să sprijine sănătatea, care în condițiile în care vrea să sprijine sănătatea unei țări. În condițiile în care ne chinuiam să ținem medici în țară și am reușit în ultima vreme. Am reușit că Partidul Social Democrat a mărit salariile la nivelul Occidentului. Bun, dar șpaga din spitale a fost eliminată cu... Aici este o poveste, nu că nu există șpagă, că a existat întotdeauna de când ne știm noi copii mici, știam că așa se practică la medici. Era o practică cutumă. Care... O cutumă, dacă dumneavoastră vreți să-i spuneți aici așa. Aici nu-i proști, cine cere proști. Care a fost în formă continuată și de către noi când am ajuns adolescenți și am auzit-o, mergi la medic, duce o ciocolată sau nu știu ce. Era o cutumă a sistemului comunist, pentru că și acolo nu le acordau salariile care le meritau și atunci fosta conducere lăsa undeva un să-și mai completeze de țigări, un cartuș de țigări. Ușă. Pentru că erau niște lipsuri mari la vremea respectivă. Acum sunt lucruri mai bune și lucruri mai puțin bune. Și atunci au fost lucruri mai puțin bune și lucruri mai bune. Noi n-am luat niciodată, se pare, sau n-am vrut să luăm, nu știu, ca și națiune, lecțiile pe care le-am învățat să ne fie, așa să spunem, călăuză în viață. Nu, noi am lăsat să meargă cum a mers, de doamne, pompieristic. Vedeți păi bun, că ajungem la un moment dat în care nu mai funcționează o țară, nu mai funcționează un stat de drept. Vă aduceți aminte? Vă dau numai niște exemple. Bine pentru buzunarele unora. Nu discutăm pentru buzunarele unora. Păi trebuie dacă să funcționeze unii dintre mai bine pentru cât mai mulți români, pentru cei mai mulți, pentru majoritatea. E, uite, de exemplu, eu am auzit o chestie, nu știu dacă știți, de aia cu spitalul ăla, de unde, de la Brașov, de unde fi, cu Andreea Moldovan. Da, fostul ministru secretar de stat Andreea Moldovan, medicul Andreea Moldovan, care are acțiuni la un spital privat din Brașov, am auzit și eu același lucru, care probabil că ar vrea să mi-l spuneți și dumneavoastră, că percepea taxă pentru temperatură. Deci 20 de lei dacă mergeai în spital să-ți ia temperatura. Ai? Așa se fac banii de către liberal, de către useriști, Uniunea Scindați România, că nu e Uniunea Salvați România. Să-i dau 20 sau Uniunea Sărăciți România, cum vreți dumneavoastră să-i spun. Să-i dau 20 de lei la unul. Sub oblăduirea UDMR-ului. Așa se fac treburile în țară. Nu mai contează că nivelul de trai scade, că scade fulminant. Ați observat ce se întâmplă în ultima vreme. Creșteri galopante de prețuri la alimente, creșteri la combustibil, creșteri la energie. Zice cineva ceva? Îi mai vedeți în stradă pe careva pe această temă? Nu mai rezist acum. Sau erau, nu mai rezist. Acum încerc să rezist și să duc în continuare ceea ce putem să facem noi, ce de la guvernare. A fost că nu trec așa ușor, că pe mine chestiile astea mă omoară. Ați fost director la Casa de Pensii, ați lucrat cu foarte mulți pensionari. Da, cum frumos, frumoase vremuri, într-adevăr. Cum să iei, domnule, 20 de lei la unul că e temperatura? Spuneți-mi noastră cum reacționează un pensionar dacă îi dai, dacă îi dai 20 de lei? De multe ori, să știți, 20 de lei pentru un pensionar însemna... Înseamnă mâncarea pentru două zile. Mâncarea pentru două zile sau pâinea pentru 10 zile. Sau pâinea pentru 10 zile. De multe ori se întâmpla lucrul ăsta. Mi-ați adus aminte, mi-ați răscolit amintirile.
A fost cineva odată în care m-a rugat să mă duc cu dânsa la ATM-ul pentru că nu știa să-și scoată banii din acel automat. Și m-am dus. Mergea persoana respectivă, o doamnă respectabilă, la o vârstă foarte respectabilă și nu reușea nici cum să se obișnuiască cu ceea ce însemna card. Dar eu nu mi-am permis să-i scot eu banii, pentru că nu aveam aceste drepturi. Dar m-am dus cu dânsa de la casa de pensii, peste drum de casa de pensii, știți că este cecul, dânsa avea tot la cec. Vorbiți de localitatea de aici. Deva, sigur da, că așa. Da. Dânsa avea cardul tot la cec, așa erau obișnuiții da, cec. Părinții noștri, să spun așa. Și am mers foarte încet. Am ajuns cu dânsa să o ajut să traverseze și strada și m-am dus și am spus în banca respectivă, cec, uitați, doamna nu poate, vă rog, eu nu pot să-mi permit să-i scot banii, da. Că n-am niciun drept și avea și codul PIN pe hârtie și toate lucrurile. Și cineva mi-a spus la vremea respectivă, tu-ți faci capital politic. Dumneavoastră, vedeți în acest lucru, să ajuți un om să mergi, că-ți faci capital politic? Chiar nu, adică câte voturi vă aducea bătrânica aia. Vă spun un alt lucru. În municipiul Hunedoara, unde locuiesc eu, era o familie modestă, foarte modestă și pe deasupra au avut nenorocul, așa le-a dat Dumnezeu, să le dea mult bine, nu zic, să aibă o fată cu probleme foarte mari de la naștere. Pur și simplu nu își permiteau să ducă actele de acasă până la Deva pentru pensia fetiței. Și atunci tot m-au sunat, cum să facem, când aveți la Hunedoara, că n-ajung nici măcar la primărie și trebuia să stea, să aibă grijă de fată non-stop cineva. Mai mult tata, l-am înțeles că era plecat, le-am luat eu actele și l-am dus la Deva. Iar au spus și le-am băgat la casa de pensie, evident, cu semnătura lor, păi ai voie să faci așa ceva, acela este capital politic. Ce capital politic, domnule, că ajuți niște oameni? Capital politic, dacă ești, uitați-vă într-un magazin, dacă ești, două minute vă rog să-mi dați, că vreau, văd că tot vreau să spuneți o idee, dar să nu vă uitați. Nu uit, că... Ești într-un magazin și vezi că oamenii se înghesuiesc la casele de marcat. Tu ca manager, tu nu știi când se înghesuiesc oamenii și când nu. Trebuie să știi, vinerea, sâmbătă, duminica, vin la orele, pentru că așa se întâmplă. Faci și suplimentezi atunci personalul. Dezinfectezi cât mai multe. Le crezi oamenii să nu aibă un disconfort, mai ales pe în vremea asta pandemiei, să nu sufle unul altuia în ceafă, să nu se grăbească, să nu fie nervoși. Asta este esența unui manager în orice loc. Spuneați de casa de pensii, s-au făcut multe lucruri, trebuie să fii doar atent. Eu vă spun un singur lucru care mă doare iarăși sufletul. Eu dacă eram primarul Devei în această clipă sau oricărui oraș și îmi rămâneau cetățenii în frig, făceam absolut tot ceea ce era posibil, de la greva foamei până la, nu știu, măsuri extreme, să li se dea drumul la căldură în plină iarnă și la apă caldă cetățenilor în care eu aș fi fost primarul lor. Nu îi lăsam fără apă caldă și fără căldură sub nicio formă sau instituțiile publice, unități de învățământ, copiii noștri merg acolo. Spuneam de lipsa banilor la TI, ferească-ne Dumnezeu! Putem fi și eu și dumneavoastră la tine, în orice clipă sau orice rudă de-a noastră sau din familia noastră, dar ei de ce nu gândesc la fel? Nu știu, nu înțeleg lucrul ăsta. Vreau să vă motivez de ce am spus de cei 20 de lei. Vă rog mult. Că e tot dintr-o întâmplare în care am, sau la care am luat parte și eu absolut accidental, aceeași poveste cu un bancomat, scot niște bani de la un bancomat în spatele meu, o femeie simplă, de la țară. Am dedus asta din convorbirea care a urlat și care zice, mamă, zice, nu mă ajut și pe mine să scot. Zic, domnul, zic, haideți că nu-i mare scofală, nici codul PIN nu știa să-l bage, vedea și foarte rău, era... Cât am, mamă, pe care, păi uite, domnul, aveți 734 de lei, rețin exact. Nu, cum fac? Păi scoateți 730 de lei. Dar de ce? Păi că nu vă dă 4 lei. Dar maică, dar mie mi-ar trebui și ea 4 lei, că-s bani de pită și eu la țară n-au ăștia să le plătesc cu cardul. Ați văzut? Deci v-am... A rămas așa. Mi-ar trebui și ea 4 lei, că... Deci nu doar că nu au, eu cred că nici nu vreau, pentru că există și OAT-uri la comune. Eu m-am lovit de... Acum nu o să mă dau dinele astea, dar de ce? Nu, nu, dar și la comună, dacă vrei să vorba la primărie, să nu poți plăti cu cardul, impozitul și altceva. Primăria ca primărie. Păi știți de ce? Pentru că nu vor să mai negociază la greu cu cei de prin bănci care le acordă
facilități da, cât mai bune. Cu, da, asta cu cei 4 lei de care, care avea nevoie femeia, da, mi s-a părut așa și m-a durut sufletul. Da, 4 lei înseamnă poate 2 pâini. Da, păi asta, exact respectivă. Asta și mi-a zis, că mi-au pită. 2 pâini înseamnă așa și zis, mi-au rana pită pentru 2 zile. Da, mi-au exact, pită de exact, exact. De-aia v-am spus, ați mai văzut dumneavoastră vreun guvern în plină criză să taie bani din bugetul din bugetul pentru sănătate, când constitui față de bugetul anului precedent? Nu există așa ceva. Acum, noul ministru al sănătății, doamna Ioana Mihăilă, are dreptul, zic eu, la prezumția bunelor intenții. Haideți să spunem. Da, bă. Și această idee este împărtășită și de colegii mei din Partidul Social Democrat. Dar vin încă o dată cu rugămintea. Și nu este doar rugămintea mea, repet, sunt ideile parlamentarilor Partidului Social Democrat și a celor care fac parte din Partidul Social Democrat. Trebuie să-i acordăm câteva zile să vedem ce face, dar pretențiile noastre sunt următoarele și rugăminți, pentru că ne rugăm pentru cetățenii acestei țări. Trebuie să înțeleagă că nu ești ministru pentru că ești ministru. Ești ministru că așa ai ajuns într-o conjunctură politică sau poate ai fost ales sau nu are importanță, dar când ai ajuns într-o funcție, să ai aplecare față de oameni. Și are marea șansă, după toate prostiile făcute la Ministerul Sănătății de Vlad Voiculescu și de alții în spate, nu mai are nicio importanță, să salveze tot ceea ce mai poate salva din viața românilor. 1. Rapid să încerce să modifice bugetul pentru sănătate și să obțină bani pentru acele paturi care trebuiesc rapid achiziționate și dotate secțiile ATI. Ați văzut de multe ori, nu mai sunt locuri la ATI. Sunt acele paturi speciale despre care povesteam și dotările respective pentru paturile speciale și redimensionarea sistemului de alimentare cu oxigen. 2. Trebuie două secunde. Înainte de a trece la punctul 2, trebuie să ne oprim, să luăm câteva momente de publicitate, după care să revenim cam depășit cu mult în momentul în care trebuia să luăm publicitate.